Apariția Gazetei de Sud a fost așa prima bornă de ziar profesionist în Craiova? A fost pe naiba, prima bornă. Păi Gazeta de Sud e concepută tot de noi. Așa? Noi am stat acolo câteva luni, eu cu Tibi, cu Loredana. Adică, și s-a mai povestit parcă din ce s-a născut Gazeta de Sud. Adică... Nu, dar... Omului... Nu ți s-a părut la momentul ăla că e s-a născut dintr-o frustrare, știa, lui Eugen Arnăuțu, Gazeta de Sud. Era o frustrare uriașă la momentul ăla, pentru că el era reprezentantul lui George Păunescu, Eugen Arnăuțu, adică profesorul Eugen Arnăuțu, fost profesor de filologie aici, la Craiova, și el fost membru de partid comunist, dar parcă un pic mai altfel, un timp mai mișto, așa Arnăuțu, și când au luat, după ce au luat Păunești echipa de fotbal, la, să știi că la intervenția, aș zice eu, poate hotărătoarea lui Mircea Canțer, au făcut o plimbare, au deschis afacerea de la Bechet, cu feribotul și comisionările vamale, au făcut o plimbare cu Bulgaria acolo și pe BAC, acolo, nea Mircea Canțer i-a zis lui Păunescu, hai domnule, ia echipa asta, că ești oltean, el fiind Bulgaria acolo. Asta după tentativa lui Gică Bobescu 93. De a prelua echipa, nu? Da, în 93, asta. Da. Să știi că a avut un cuvânt greu, și drept răsplată pe Nea Mircea l-au dat afară din Consiliul de Administrație, că el era în ceaul ăla vechi, da, știi, da, al echipei cu profesorii rectorul, de la un... cu rectorul, da, într-adevăr. Da. Și atunci Nea Mircea, a început să... când s-a trezit el în dimineața aia, știi, afară din... bine, nu făcea el pe acolo, cine știe ce, dar se simțea și el important, adică, bă, frate, se și pricepe la fotbal, să o spunem și pe asta, a și jucat fotbal la junior. Parcă la Severin, dacă nu mă înșel. Prost jucător, am auzit. Foarte, da. Așa, dar bun, inteligent. Și atunci și-a pascuțit condeiul Nea Mircea. Și zi de zi îl pleznea pe ăsta pe Arnăuțu. Și echipa, din pleznelile lui Mircea Canță se naște Gazeta de Sud? Da. Pentru că ăsta nu avea ce să-i opună Arnăuțu. El avea doar bani. La momentul ăla nu mai exista niciun ziar în Craiova? Nu mai era, domne, nimic. Nici noi n-aveam. Noi aveam o celulă așa de corespondenți. Dar erați corespondenți la ziarele centrale? Eram în același loc, da. Eram la ziarele centrale. Eu la Adevărul, Loredana cu Antena și cu Ziua, mai era Costin la evenimentul Zilei. Și ăsta, Voina, că Voina asta cu noi, în beciul ăla. Și Adrian Voina. Da, texte la România Liberă. Știi că la el mai e greu cu scris așa. În fine, da. Și când...